Îi întâlnim în piață căutând prețurile cele mai mici la legume, îi găsim în mijloacele de transport în comun sau la coadă la farmacie, stând cu o rețetă pentru medicamente compensate în mână. Așa arată viața de pensionar în România, în timp ce vârstnicii din Occident sunt acei oameni cu haine cu culori vesele care călătoresc peste tot în lume. În timp ce vârstnicii din Occident se bucură de concediul permanent pe care îl oferă ieșirea la pensie din diverse activități, în România bătrânii noștri își plâng de milă. Mult mai grea și mult mai... De exemplu, am ieșit la pensie de vreo 2 ani, am ieșit penalizat și am ieșit aproape 40 ani, cu 1600 lei. Și ați bani pentru un pensionar, că nu pe el. Cere în ce margine? Pensii, foarte mici pensii, face... ale lor. Bine, că la unii au mai mari, dar majoritatea sunt foarte mici în comparație cu prețurile care sunt. Credeți că românii pensionari își permit vacanțe și concedii precum cei din străinătate? A, nu. Unii își permit, au pensii mari, dar majoritatea nu își permit, pensii mici. Dacă pensionarii germani, olandezi sau danezi sunt plini de viață, îi avem în minte pe ai noștri cu haine triste, mereu cu o sacoșă după ei, bătrânii care drămuiesc fiecare leu ca să le ajungă până la următoarea pensie. E foarte, foarte grea. Eu am lucrat și în străinătate după pensie. Am stat un an și două luni la fată și am lucrat. Acum 3 ani. Acolo e altă viață. Fiindcă acolo, când a crescut pandemia, s-au scăzut prețurile. La noi... Mai să mărește și prețurile, și curentul, și gazele, și pensia nu crește absolut deloc. Eu am lucrat în Germania la un depozit de materiale. Acolo minima pensia lor era 1700 și veneau la mini-job. De ăla neamțul pleca de 2 ori pe an în stațiune. Îmi spunea colega, noi stațiune de 2 ori pe an, până la noi nu ne permite. Eu am văzut marea pe timpul Răposatu Ceaușescu, acum nici nu știu cum e litoral. Că nu ne permite. Viața pensionarilor la noi e foarte grea față de în afară, pentru că ei au pensii duble față de noi. Și la noi prețurile sunt mari cu față de pensiile avute. Viața de pensionari în țara noastră nu este roz, ci chiar uneori întunecată. Seniorii români se zbat între grija zilei de mâine și dorința de a veni în ajutorul copiilor lor adulți. În cele mai triste cazuri, reușesc să supraviețuiască dacă au vreun animal, un ogradă și o grădină de legume.